Anul 2012 are dublă semnificație în ceea ce privește evocarea marelui dramaturg Ionuca Caragiale. Se împlinesc 160 de ani de la nașterea acestuia și totodată este marcat un veac de la dispariția lui. Cu această ocazie, cei mai talentați elevi din Prahova au luat parte în acest sfârșit de săptămână la concursul interjudețean de interpretare artistică a personajelor caragialiene, Caragiale, contemporanul nostru. Trupa de teatru Trubaduri a Colegiului Național Jean Monnet din Ploiești a reușit să câștige marele premiu al festivalului, dar și patru premii de interpretare. Și mai care, mă? Da, Spania, mă! Și Spania, mă! Și Ungheri, Spania, Ungheri! Spania e lângă Portocalia, mă, bombe și viță, mă! Și Spania și Portocalia. Și mai care, mă? Viță Vercea. Nu Viță Vercea, mă, boule! Danemarca, mă, Dania, mă! Dania, lui tătânetul! Am avut plăcerea ca ieri să participăm la Festivalul Interjudețean de Interpretare Ile Caragiale, unde am primit lauda de laureații concursului, am luat marele premiu al festivalului și patru premii de interpretare, iar astăzi aici la Colegiul Național Jean Monnet am decis să prezentăm și colegilor și profesorilor talentul incontestabil al acestor elevi, trupa Trubadurii, pe care o coordonez alături de colega mea, Raluca Faur. Anul acesta am ales cu totul altceva decât în anii precedenți, când am încercat să reprezentăm piesele lui Nenea Iancu. Ne-am oprit la câteva momente caragialiene, un colaj, este vorba despre schițele Justiție, un pedagog de școală nouă și Five O'Clock. Cum v-am muncit la aceste piese? De câteva luni bune lucrăm, a fost o preselecție, am refăcut trupa, este vorba despre o trupă nouă cu elevi de clasa 5-a. De aceea consider că succesul lor, marele premiu al festivalului, este unul îmbucurător. Concursul, devenit deja tradiție în Ploiești, a ajuns anul acesta la ediția a 15-a. Ai fost aseară la circ? Da, am fost. Ce faci, soră? N-auzi? Ai văzut pe Mița? Pe sora Matalie? Nu, pe Mița, pe potropopească tânără. Da, era într-o lojă în fața mea. Cu ce ai văzut? Cu ce taci? Cu ce pălărie era? Cu o pălărie mare? Da,